murder story, the victim keeps asking why. But there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. And 13 years ago, I found myself... Ok, bine v-am regăsit la un nou episod de Fortnite. Astăzi ne vom juca Alan Wake, dar pe Fortnite, oameni buni. După cum știți, s-au lansat Alan Wake 2 și s-au făcut cei de la Epic un mod de joc cu Alan Wake. Ok, vreau să văd ce se întâmplă. Sunt 3 episoade. Ce șmecher e făcut. Păi ce tare e făcut, fratele meu. Are și povestia. Bro, are cinematic și prost. Așa. Remember, yeah. My biggest fan had all my books. After she made me promise her an autograph, I asked about the landlord. Rose said he must have gone to the restroom. Okay, hai să continuăm treaba. Remember, doar remember, îmi aduc aminte, frate. Așa, ok. Alice and I drove through the majestic landscape to our cabin. The little wooden house stood alone on a tiny island near the shore of Calder Bridge. Go to the cabin. Doar a not. N-am voie să not. Păi și cum mă duc? Ok, habar nu am. Hai să căutăm gen pe YouTube un pic. Să vedem cum putem ajunge acolo, căci eu nu știu.
Ah! Trebuie să-mi folosesc lanterna. Ok, am înțeles. Am înțeles acum, ok. Eu n-am jucat Alan Wake. Probabil asta e o chestie din joc. It's gorgeous, Alan. It's something, all right. Are you sure you read the directions right? It's nothing like in the brochure. It said near the lake, not on it. Par fi un fel de mister în Wake. Ok. Ellen? Care? My God, ce se întâmplă? A, deci o căzut în apă și acum s-a dus să-l salveze. Era mișto să te dea să te joci cu Alan Wake. Sau cum îl cheamă pe ăla? Cred că îl cheamă Alan. Asta cred că e un fel de scrisoare sau ceva de genul. My God, ce milogăs. Bă, nu știu dacă asta este o poveste făcută de Epic Games sau dacă e făcută de gen doar preluată. Pare a fi făcută de ei totuși. I finished.
Okay. Mom. I tried to hold on to Alice, but her form melted away. I was losing control. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him. My arms were jelly. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him for it. You're a patient in my clinic. Have been for a while now. De ce un pat în mijlocul pădurii? Ce realistic e? Unde mai vezi pe Fortnite așa ceva? Ce bă, dacă ți arăt o poză, nici nu ai zici că e o Fortnite. Pijam. Nu mă las sars. Ah. Mamă. Ok. Mă, în first person? Da. De acolo. Ok, cred că m-ați auzit respirând. O, continuu. Am avut microfonul foarte aproape de gură. Bun, aici cred că vine episodul 3. Da. Story.
And now my own words were tearing my world apart. It was using my story to grow stronger, to spread its darkness. But somehow some part of me had been aware enough to write my own escape into the story. A way back to Calder Lake. To Alice. Wow. Mamă, dar unde mă duc, fratele meu? The story I had written in the cabin had come true. Touched by the dark presence. I'd written a horror story, but the end was still missing. The story was incomplete, and the last unfinished page of the manuscript still sat in the typewriter in the cabin study. If I could get back there, if I could read the page, then I could write my own ending to this story and save Alice. Da. Save Alice, yeah, I was. Ce-a făcut aia? O omorât-o? O, bă, că aici nu e Assassin's Creed, bă. Ok. Uite pe Alice, cred. Da, cred că ea este Alice. Asta acum îl caută pe Alan, ea. Mamă, cu ce scrie?
Return by Alan Wake. Mamă, am să cred în Alan Wake 2. Last of Us, gata? Well done, you have come. Da. Bă, a fost destul de mișto. Oricum, asta a fost și episodul de astăzi cu Fortnite. Hai, papa. Pa.